așa la campanie. Domnul Dobre a spus recent că încearcă să schimbe, recent, astăzi, încearcă să schimbe filozofia celor de la Enet. Care e până la filozofia Enetului? Este posibilă contorizarea individuală și dacă nu, de ce din punctul nostru de vedere? Că înțeleg, asta am înțeles din ce a spus domnul Dobre, că există o reticență în acest sens. Ce ar presupune contorizarea individuală? Ca și costul, ca și tot ce... Nu s-a discutat până acum de contorizare individuală, s-a discutat de facturare individuală. Facturare individuală. Se facturează ceea ce consumă individual pe baza contractului dintre asociație și societatea Enet. Referitor la contorizare, Enetul ca societate nu se poate implica în această contorizare pentru că este un domeniu privat al asociației și noi nu putem să investim acolo. Putem să sprijinim, în schimb, pe cei care doresc și încercăm de vreo 2 ani de zile, dar sperăm ca în iarna asta, cu micile economii care le vom realiza, să facem un pilot la nivel municipiului Focșani pentru a determina oamenii să înțeleagă că acest sistem este cel mai bun privind stabilirea consumului individual. Vor avea măsură fiecare la ușa apartamentului și atunci își face economie individuală, nu pe global. Pe global eu fac economie într-un bloc, vecinul nu face, vom plăti tot funcție de suprafețe. Avem acel gigacalorimetru individual la scara bloc, la ușa blocului, el o să poată să-și facă consumul la fel ca și la apă, dai drumul să curgă, îl opresc când vreau, așa și cu asta. Astea sunt costuri suplimentare și de asta am spus, vom încerca un pilot la o scară de bloc, numai că trebuie să găsim înțelegerea cetățenilor, că asta implică modernizarea tuturor instalațiilor din blocul respectiv, inclusiv în apartamentele oamenilor. Ori nu toți sunt dispuși să intri în apartamentul omului să faci distribuția pe orizontală. De ce dorim noi să facem contracte individuale? Cred că o parte dintre dumneavoastră ați fost atunci când am avut discuții cu administratorul. Și am întrebat în felul următor, nu știu dacă mai rețineți. Zic, datorii la gaze aveți? N-ave. Datorii la electrică aveți? N-ave. Datorii la cablu aveți? N-ave. Datorii la Enet aveți? Avem. Că în momentul în care, că și aici cred că s-a face o greșeală, ei adună banii la grămadă și atunci își plătesc urgent facturile acolo unde știu că pot să fie întrerupți imediat și îl lasă Enetul un pic mai la urmă. În condițiile în care am rugat, nu vreau altceva decât ceea ce încasați pentru căldură să plătiți Enetul. În condițiile în care vom încheia contracte individuale, omul va veni și își va plăti contravaloarea facturii direct la Enet, fără să mai treacă până asociația de proprietari. Da. Da, da. Degeaba plătește dacă atunci când este o problemă în oraș cu apa caldă, chiar și cel care plătește factura individuală rămâne fără apă caldă. Da. Eu sper... Adică sper și sunt convins treaba aceasta că odată cu refacerea acestor rețele să nu mai avem probleme. Deci la ora asta noi putem să spunem că tot ce înseamnă rețele în municipiul Focșani, cu excepția a 2-3 zone din municipiu, le vom avea reabilitate până în 2014-2015. A doua treabă, am montat și vom monta la fiecare scară de bloc gigacalorimetri. Deci practic noi nu obligăm administrația să plătească mai mult decât ceea ce scrie pe aceste gigacalorimetri. În condițiile în care, acolo unde un administrator știe exact despre ce e vorba, el își închide, își dă mai tare, își dă mai încet funcție de temperatura exterioară în bloc. Dar am spus un lucru, nu știu dacă ați fost atent și aici aș vrea să se discute în Consiliul de Administrație dacă este posibil. Am avut situații, o scară de bloc, un singur consumator sau 2 consumatori sau 3 consumatori a Enetului. Factură de 15 milioane, 18 milioane de lei. Aici nu mi se pare o treabă corectă. Într-adevăr, ei au citit pe gigacalorimetru că atât trebuie să plătească acea persoană care locuiește singur în bloc. Că atât arată contorul. Așa. Dar normal, acelei persoane trebuia să îi se facă un calcul pe paușal, indiferent cât pierdeam, așa, dar cel puțin eram corect față de cetățean. Nu poți să-l obligi pe un om și în general sunt persoane în vârstă și cu venituri foarte mici, cei care au rămas singuri pentru un bloc din ăsta, să plătească toate pierderile care ar fi trebuit să repartizeze la 20 de apartamente, toate au fost puse în spinarea lui. Aici s-a făcut o greșeală,
zic eu, din punctul meu de vedere, și din cauza aceasta toate aceste probleme, sunt câteva cazuri deosebite așa, să le analizăm și să stabilim într-adevăr că o anumită sumă de plată pentru un apartament cu două camere, 2 giga, pentru unul cu 3, 2,5 giga, să nu sară prețul peste aceste valori în momentul în care cineva ar trebui să plătească. Cu siguranță, da. Cu siguranță, iertați-mă. Ați spus referitor la faptul că dacă apare o avarie, sunt opriți tot orașul sau o parte din oraș. Nu apare avarie, neplată. Dacă nu plătesc, neplată. Sunt datorii, se oprește tot orașul apacată. Și prin de ce să nu se oprească doar când apără unul de datorii mai sistem, mari sau... Prin sistemul care am spus, prin distribuția orizontală, se poate rezolva această problemă. Prin distribuția existentă, trebuie să te duci în apartamentul respectiv să-l oprești. Ori dați-mi un exemplu, duceți-vă dumneavoastră în un apartament și spuneți, împreună cu noi, să facem o oprire individuală în apartament. Nu o să ne dea nimeni voie. Aici se va rezolva. Eu sunt convins că în următorii ani se vor rezolva și așa. Acum câțiva ani vorbeam de montarea gigacalorimetrilor, să știe fiecare câte cont. Le-am pus și gigacalorimetre la fiecare bloc, am pus și contor de apă la fiecare bloc. A dispărut o discuție. Refacem sistemele astea de termoficare. Așa cum spunea domnul Dobre, trebuie să rezolvăm problema termoizolației blocurilor și, într-adevăr, să încercăm să rezolvăm problema distribuției pe orizontal. Dar aici va trebui să apară o ordonanță de guvern, va trebui să apară ceva, pentru că noi nu avem voie să intervenim pe domeniul privat. Noi, dacă ajungem, discutăm până la gigacalorimetru, până la intrarea în bloc. De acolo este proprietate privată și nu mai putem. Depinde dacă va apărea vreo legislație în acest sens. Da. Eu am înțeles să poate și... Eu am înțeles... Poate și prin ordonanță prezidențială dată de instanță în astfel de situații, nu? Mă gândesc. Dacă există o dosare în instanță, Enet versus Roplatici, sunt procese la ora actuală pe care le aveți? 700. 700? Da. Câte executări au fost anul acesta, dacă aveți o situație? Sunt, avem în vânzare de 20 de apartamente cu prețuri diferite de la prețul de evaluare până la, 50%, la care nu se vând și se reiau cu prețul inițial. Deci sunt foarte multe, dar n-ai ce să le faci mai mult decât atâta să vinzi apartamentul. Asta este o măsură extremă pe care nu o agreem, dar pentru exemple trebuie să ajungem și până acolo, sau conform prevederilor legale. Ajungem și până acolo. Dar e greu să faci o evacuare și mai ales dacă nu-ți vin cumpărător la apartament, practic, n-ai ce să faci. Rămâne la executor judecătoresc, iar noi așteptăm să se vândă acel apartament sau cetățeanul respectiv să-și achite datoriile. Apropo de contorizarea individuală, într-adevăr, pe lângă termoizolarea blocurilor, este una din problemele foarte importante pe care, dacă nu le rezolvăm, sigur că vorbim, cum se spune, vorbim vorbe. Pentru că, tot la fel, vom discuta și vom analiza și la anul și peste nu știu câți ani de aici încolo. Eu am înțeles și vom fi cu toții atenți, făcea tangențial și domnul primar referire, cred că la acel lucru la care vreau să mă refer și eu acum să spun. Am auzit, sigur că nu sunt oficial informat în sensul acesta, sau poate nimeni nu știe exact, se vorbește că în bugetul Uniunii Europene 2014-2020 vor fi anumite posibilități ca administrațiile publice locale, așa cum suntem noi, să acceseze anumite fonduri pentru a executa exact asemenea lucrări. Și atunci, de Doamne să fie așa, să avem posibilitatea, pentru că sigur că vom fructifica această posibilitate și vom realiza această chestiune foarte importantă. Aceasta și cu investiția care o facem și cu termoizolarea blocurilor, după treaba asta, cu siguranță, vom avea nu 40% abonați, vom avea, cred, 94% sau poate spre 100%. Cu siguranță, oamenii vor veni acolo. Nu, într-adevăr, s-au dat drumul la aceste programe. Noi avem acum în locul 12 apartamente din Sud. Așa, urmează să depunem documentația, pentru că cu fonduri europene vom încerca să reabilităm locul. Ce este foarte greu și aici va trebui să găsim sprijin din partea Asociației de Proprietari, completarea unor formulare, pentru că dumneavoastră m-am explicat că ne înscrim în 3 trepte de venituri, până la 150, 250 de euro și 500 de euro. Funcție de treaba asta diferă procentul pe care îl suportă populația. Și dacă din acest motiv e greu de completat aceste tabele. Am reușit până acum să facem pentru 12 blocuri. Așa, urmează alte asociații care o să ne se adreseze să procedăm la fel. Vorbiți de termoizolare, nu? Da, termoizolarea blocurilor cu fonduri europene. Eu mă refeream și la varianta cealaltă pentru trecerea pe orizontală. Aia nu știu, de aia nu la asta mă refeream eu. Da, spuneți, ați vă spuneți eu.